cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am găsit la cafeaua de dimineață. Mărturisesc că de mult nu am mai simțit atâta entuziasm, atâta bunăstare politică, cum am văzut de-aseară încoace, de când niște oameni au interpretat niște partituri atât de potrivite pentru ei. Dacă ar fi trăit acum Caragiale, probabil că ar fi scris ceva de genul comedie cu personaje triste. Sau, mă rog, eu o să-l rog pe colegul meu Bogdan să pună o fotografie așa, sub semnul căruia. Fă o mare, te rog, fă o mare. Ia priviți cât entuziasm este pe fețele acestor oameni când șefii lor de partid, la fel de entuziaști, bine, bă, Ciolacu un pic mai entuziast, așa, domnul Ciucă un pic mai detașat, că de fapt el nu este politic, el nu e din filmul ăsta. El în filmul ăsta este figurant, da, știe că întotdeauna figuranții poate să ajungă să aibă bastonul de star, nu de mareșal, că mareșalii la noi sunt puși pe tușă, bastonul de star în Traista. Deci, acești oameni, uitați-vă la ei ce frumoși sunt, cât de expresivă este fața lor, au debordat de entuziasm când șefii lor le-au spus comasate prezidențiale în septembrie, vedem noi cum facem, ne mai vedem noi la locale, dar mergem pe liste separate. Și parcă mă gândesc la Tudose, șeful de campanie al PSD-ului, care zice în limbajul domniei sale, pe care îl cunoaște tatăl meu, că este cam frust, ceva de mamițică, de origine și de alte lucruri, zicând, bă, cum mă duc eu, bă, cu Rareș Bogdan pe stradă la europarlamentare, jumătate de oră și după jumătate de oră ne stuchim la locale. Entuziasmul este vizibil, nu putem decât să ne bucurăm că cineva a fost suficient de puternic încât să le întipărească pe față acest sentiment al neputinței pozitive în a face ceva pentru această țărișoară. Pentru că, am înțeles, ei fac toate astea pentru un singur lucru. Stabilitate, stabilitate, stabilitate. Mai era o piesă de teatru celebră la noi, dacă nu mă înșel, Tachei, Anche și Cadăr, când apărea un personaj și spunea altuia, de ce trebuie să, l-a întrebat, de ce trebuie să fac eu asta? Pentru comunitate. Ei, acum, pentru comunitate, facem stabilitate. Stabilitate. Pentru noi, ei, na. Aduceți-vă aminte de fabulă. Dreptatea nu este pentru căței. Este pentru dulăi. Nici stabilitatea nu este pentru căței. Este pentru acești domni care se simt extrem de stabili atâta timp cât spun, răspund la totul cu o sintagmă. Iavol! Adică da. Nicio legătură. Așa, și pentru că între timp a ajuns și invitatul, o să-l lăsăm să-și pună cablurile, sper că nu m-au auzit ce am spus înainte, să-și pună, cum se cheamă, la valiera. Eu o să prezint așa cum fac de fiecare dată joia. Este joi, este data de 22 februarie, a apărut Mesagerul de Neamț și s-a instalat pe scaun și domnul primar Andrei Caravelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pentru că sunteți foarte entuziast și mă bucur. Da, eu știu dacă și dumneavoastră sunteți la fel de entuziast. Sunt entuziast în general. Când sunteți, mă implic într-un proiect, merg până la capăt. Sunteți un entuziast ocupat. Un pic mai ocupat de aseară începând, dar nu o diferență foarte mare față eu de mă ce bucur, era înainte. Eu mă bucur că nu sunteți un entuziast foarte preocupat.
de această comasare, pentru că, să vă spun eu... Nu sunt avantajat, consider eu, deloc de absolut. Această comasare, dar sunt un om de echipă și mi-asum o decizie, pentru că atunci când ești în echipă, mergi înainte cu partenerii de drum și te pliezi pe rolul tău, te pliezi pe activitățile pe care le-ai dedus, îți redimensionezi obiectivele în calendarul dat. Știam că alegerile vor fi în septembrie, așa a fost tot mandatul acesta. A început, cred că v-am mai povestit eu cum, a arătat prima zi după depunerea jurământului, nu după alegeri. Da, acolo cred că merită o emisiune întreagă, așa, ca să facem, da, așa o, acum, știți cum e, un fel de știți cum e? În momentul ăsta, în momentul când mi-a spus cum a fost prima zi după alegeri, stau și mă gândesc că sunteți la fel de marcat atunci, astăzi, ca și atunci. Aș putea spune că în fiecare zi găsesc ceva care să mă marcheze. Până la urmă, această comasare are bune și rele. Dumneavoastră sunteți o fire foarte analitică. Sunteți și înzestrat cu capacitatea de a analiza și de a vedea toate detaliile și substraturile unei astfel de decizii. Însă nu ați prezentat deloc partea bună, pentru că există și una care merită prezentată. Vă rog. Eu consider că această comasare este de bun augur din toate punctele de vedere, până și din perspectiva primarului care a demarat foarte multe proiecte, care nu se încadrează toate neapărat în acest calendar, ca până în alegerile locale să fie finalizate toate proiectele. Și pot spun proiectul emblematic, care este amprenta felului în care abordez lucrurile, a felului în care gândesc și a felului în care văd dezvoltarea acestui oraș, arată transformarea din fosta grădină zoo în grădina Nicu Albu. Va fi probabil la 90-95% la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, când vom avea alegerile locale. Eu regret că nu voi putea arăta cum arată un proiect 100% Andrei Carabela și 100% PNL. Dar măcar această viziune mi-am exprimat-o și am avut curajul să demarez acest proiect și voi încerca să colaborez cu constructorii în așa fel încât să accelereze lucrările, să le dăm concursul pentru asta. Ce nu ați prezentat dumneavoastră, pentru că este o asociere cât se poate de nefirească. După 30 de ani în care liderii celor două formațiuni care astăzi colaborează pentru destinul european al țării, este un sacrificiu, este un compromis pe care au ales să-l facă pentru ce? Pentru că valul de extremism din lume este extrem de alarmant. Nu vorbim despre o înțelegere locală. La Piatra Neamț nu se va aplica așa ceva. La Neamț nu se va aplica așa ceva. Misiunea mea, a colegilor mei, este să convingem oamenii să voteze PNL. Dar un vot PNL la alegerile locale, pentru primar, pentru consilier local, pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, unde avem nevoie de o echipă clară, cu un mandat clar pentru dezvoltarea județului și a orașului, în așa fel încât să nu se mai prăbușească poduri, în așa fel încât să nu mai avem dezastre, incendii și tot felul de situații îngrozitoare la Spitalul Județean, să nu mai avem această dezorientare și dezinteres pentru proiectele de dezvoltare și modernizare a rețelelor de apă. Să modernizăm transportul public realmente cu proiecte prin care să creștem predictibilitatea și să atragem oamenii să folosească, să beneficieze de aceste servicii, pentru care investim foarte mulți bani europeni. Deci este un mesaj foarte clar. Comunitățile locale se dezvoltă cu bani europeni. Primarii, aleșii locali, fie ei că sunt PNL, fie că sunt ei PSD, că așa au votat oamenii, au o misiune clară, să dezvolte comunitățile, unde cea mai importantă pârghie pentru a face acest lucru sunt tocmai banii europeni. În Piatra Neamț, toate lucrările majore care s-au întâmplat în acești 3 ani, 3 ani și jumătate,
s-au întâmplat datorită acestor programe, care sunt finanțate direct de la bugetul Uniunii Europene. Altfel, rămâneam la aceeași spoială care s-a întâmplat cu 6 ani, timp de 6 ani înaintea venirii mele. Noi astăzi nu mai spoim, nu mai peticim, facem investiții majore. Aceste lucruri vin și cu niște costuri, vin și cu niște sacrificii, pe termen scurt. Important este beneficiul pe termen lung. Și da, eu cred că, în ciuda modului cumva foarte greu de înțeles a acestui compromis și a felului în care se realizează acest parteneriat la nivel național, PSD-PNL, iată că el funcționează, pentru că astăzi avem un guvern, imaginați-vă că nu l-am fi avut dacă nu ar fi existat acest compromis, nu ar fi putut funcționa un guvern majoritar. Am fi avut cel mult un guvern minoritar, acolo legat de niște sfori și tras de niște sfori din spate, într-o manieră absolut netransparentă. Astăzi avem un guvern asumat de o coaliție care pare nefirească văzând retrospectiv și analizând din punct de vedere istoric. Dar eu cred că un votant poate merge să pună ștampila cu încredere pe o listă comună PNL-PSD, care are un mandat european să prezinte obiectivele de țară la nivelul Parlamentului European. Cred că putem avea această maturitate politică, noi ca țară, să reușim să facem o reprezentativă, da? O națională, care să meargă în Parlamentul European și să pună punctul pe ei. Eu v-am ascultat. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința fondurilor europene. Dar nu sunt de acord cu faptul că trebuie să devină o marotă cu care noi pentru toată populația, faptul că dacă PSD-ul nu merge împreună cu PNL-ul, deci dacă PSD-ul nu merge împreună cu PNL-ul, se duce toată stabilitatea țării. Eu cred că țara asta are suficientă maturitate în străfundurile ei. Nu mai vorbesc de cei care conduc cu adevărat țara, nu alții. Nu înțeleg de ce trebuie cu litere mari să aleg doar această variantă a alegerilor europarlamentare și nimeni nu spune dintre cei care erau acolo: domnule, de fapt noi facem chestia asta ca să nu vină aurul, domnule. Să nu ia aurul mai multe locuri în Parlamentul European. Nu e vorba doar de aur, este de aur și de extremism. Care e extremismul ăsta? Că eu nu-l înțeleg. Care e extremismul? Păi nu vedeți. Eu văd extremismul așa, la televizor. Propagă și se câștigă voturi doar așa pentru că... Da, nu, asta nu înseamnă că e extremism. Că e extremism. Este extremist dus... Deci eu n-am văzut încă în România... Extremismul înseamnă niște lucruri. Am avut în România genul ăsta de lucruri. Ce înseamnă extremismul și ce nu se regăsește la AUR sau la SOS, de exemplu? Dar eu nu discut. Deci n-are rost. Nu vreau să vorbesc. Intrăm într-o discuție, da. Că din punct de vedere politic, strategic, pot înțelege această decizie și argumentele din spatele ei. Pentru că, în ciuda aparentei nepotriviri între mesajele celor două partide care pun liste comune la europarlamentare, eu cred că un cetățean, oricât de împătimit ar fi pentru sigla PNL sau pentru sigla PSD, în momentul în care înțelege că la nivel local această formă de asumare a valorilor liberale sau încredere în partidul pe care îl susții, poți să acorzi votul pentru țară, până la urmă, către lista comună PNL-PSD. Adică să convertim ceea ce înseamnă votul local asumat pentru PNL, pentru o echipă care să aibă un mandat clar de dezvoltare, pentru niște proiecte pe care să le ducă la bun sfârșit, la nivel local și județean, acele proiecte, pentru a fi susținute, vor avea nevoie și de bani europeni. Și putem să acordăm votul
și să facem 1 plus 1 sau chiar mai mult decât atât la alegerile europarlamentare. Eu cu, și închei discuția asta aici, eu mărturisesc sincer că nu am capacitatea asta de a înțelege acest proiect. Mă depășește. Dacă proiectul era total, adică, bă, mergem, ne asumăm o alianță, o cooperare în alegeri totală, puteam să înțeleg. Aia n-ar fi funcționat. Eu nu zic dacă a funcționat. Aia o puteam înțelege. Niște oameni au zis, bă, suntem pe marginea prăpastiei, domnul Boloș ne trage dintr-o parte, domnul Căciu dintr-o parte... Deci, și ca să scăpăm, partide vor avea o schemă de reprezentare pe acea listă. Eu v-am ascultat, vă rog să mă lăsați și pe mine. Deci, dacă mergeau cap-coadă, înțelegeam. Bă, împărțim țara asta pentru interesul ei, stabilitatea ei. Dacă mă duc numai la europarlamentare și rămân celelalte să ne batem, înseamnă că undeva există, din punctul meu de vedere, eu v-am spus, eu nu pot să înțeleg asta, o doză de ipocrizie politică la vârf, care creează greutăți celor de la firul ierbii, celor care sunt în teritoriu, dar asta este treaba partidelor. Eu recunosc că nu pot să înțeleg și mi este foarte greu mie ca persoană să mă conving pe mine că dacă se fac europarlamentarele cu localele și într-una este una și într-una este alta, să nu evit sala în care se votează la europarlamentare. Asta este... Nu pot să înțeleg. Unii vor înțelege, marea majoritate vor înțelege. Eu nu pot să înțeleg. Dar este problema mea, nu este problema dumneavoastră. Haideți să ne întoarcem deci, la ale... Mesajul meu va fi clar și cu asta închei și eu subiectul acesta. Către toți pietrenii să voteze candidații Partidului Național Liberal. Pentru că la locale situația este foarte clară, îi știm, îi vom vedea, abia aștept să-mi prezint echipa de consilieri locali, abia aștept să fac... Abia aștept să vă văd cu ei. Veți vedea o echipă... Paranteză, îl aveți avea și pe domnul Lehăduș în echipă sau nu? De ce vreți să stricați această dimineață plină de entuziasm? Data trecută m-ați întrebat ce face domnul viceprimar Lehăduș și am zis că bine la o cafea prin oraș, ca de obicei. Și a zis că l-am atacat, că l-am lovit, că l-am bătut și că nu a fost frumos ce am făcut. Acum, dacă răspund la ce a făcut de atunci și până astăzi, domnul, o să zic că l-am omorât. Sunteți invitatul meu într-o emisiune, deci nu când doriți. Nu o să răspund la această provocare. Am înțeles. Închid paranteza. Că v-am condus beat și că l-am lovit pe trecerea de pieton și că l-am omorât. Eu știu ce vă mai... Nu, obișnuiți deloc, să omoriți viceprimari, nu să conduceți beat. Nici una, nici alta. Da. Domnul primar, n-am făcut ce trebuia să fac la început, că m-am luat cu entuziasmul acestei comasări. Nu pot să nu mi-aduc aminte, am mai spus de o mie de ori lucrul ăsta în emisiune, dar mi-aduc aminte de un mare academician român când se punea problema economiilor. În învățământ și nu numai. Și s-a propus să se comaseze niște științe între ele, să lucreze. Și la școală să predea. Și el a spus așa, eu sunt de acord să comaseze geografia cu geometria, cu geologia, cu geodezia și am o singură chestie, vreau să-l punem șef de catedră pe Geo Bogza. Cam așa e și cu comasarea asta, știți? Eu sunt de acord să se comaseze tot, dar să rămână numai la europarlamentare. Mă rog. Și ideal ar fi fost să-l pună pe Traian Băsescu, șef de campanie la europarlamentare, pentru coaliția de la europarlamentare. Vă dați seama ce frumos era. PSD-PNL cu șef de campanie Traian Băsescu. Se spărgea totul. Dar să ne întoarcem la ale noastre din oraș. Mesagerul de neamț de astăzi deschide ediția cu o scrisoare deschisă adresată domnului Mircea Fechet, ministru mediului, apelor și pădurilor, spre știință domnului Marcel Ciolacu și domnului Klaus Iohannis, și am uitat să-l trecem și pe lituanianul care este comisar pentru mediu, păduri și alte chestii. Și așa cum am făcut în decembrie când a fost domnul Fechet la o conferință de presă, reiterăm interesul nostru, nu foarte important,
nu atât de important precum comasarea, dar important totuși că depozitul ăsta de la Piatra Neamț s-a construit cu fonduri ISPA, venite din guvern, prin guvernul Danemarcei, care, apropo, este interesat de ce se închide groapa înainte de timp. Am întrebat și sunt interesați. De ce? Că nu știau. Probabil că trebuiau să fie și ei informați conform contractului. Și așteptăm de la domnul Fechet un răspuns cu privire la starea acestui obiectiv de la Piatra Neamț, numit fosta groapă ecologică de depozitare a deșeurilor, conformă un timp, acum neconformă. Am făcut acest demers, nu pentru a-l deschide sau a-l închide, ci pentru a ne lămuri cu, ceea ce e foarte corect, cu câteva lucruri. Ce am făcut noi, și de asta am insistat acum, am făcut și un apel la toți cei care au niște funcții importante în județul ăsta și în statul român, să se alăture acestui demers. Printre ei, parlamentarii de Neamț, domnul prefect este foarte interesat de tot ce se întâmplă în județul, în Piatra Neamț, și bănuiesc că se va alătura și el acestui demers. Șefii de partide, ne-am gândit și la dumneavoastră, la consilierii locali, pentru că bănuiesc că și ei sunt interesați, de la toate partidele, sunt interesați de acest subiect. Da, este un subiect extrem de complicat și în același timp important pentru orașul Piatra Neamț. În momentul de față vorbim deja despre proiectul de închidere al gropii și dacă se mai poate face ceva pentru a redeschide această groapă, acum este momentul să căutăm soluțiile. Pentru că, într-adevăr, la nivelul județului Neamț există niște situații atipice. Avem o groapă conformă, exact cum a spus dumneavoastră, închisă, prin faptul că nu s-a dat autorizația de mediu, autorizația integrată de mediu, și două, dacă nu mă înșel, două grupi neconforme, care funcționează, nu? Asta, într-adevăr, este ceva ce merită explicații și... Asta l-am rugat pe domnul Fechet. Probabil domnia s-a uitat de la conferința de presă că a promis atunci că va trimite ceva. N-a trimis, din păcate. Și acum, poate așa, noi vom trimite scrisoarea atât la minister, cât și acasă la domnia sa în Bacău, pentru că este aproape și dacă se poluează Neamțul foarte tare, suferă și Bacău. Și atunci am zis că, na, poate în felul ăsta vom găsi un fel de ascultare la stăpânire ca să ne lămurim cu lucrurile astea. Acum, revenind la ale noastre locale, ce mai se întâmplă prin primăria Piatra Neamț după ce s-a votat bugetul? Că dacă dau drumul la robinet aici de așa întrebări, nu mai avem timp să discutăm altceva. Deci, după aprobarea bugetului, a urmat, bineînțeles, o perioadă de așteptare a perioadei normale de control legislativ, pentru că timp de 5 zile nu putem angaja noi cheltuieli după aprobarea bugetului, dar de luni, săptămâna aceasta, ne-am pus pe treabă și efectiv am început cu prioritățile. Primele pe ordinea începutului de an sunt, bineînțeles, proiectele pe care trebuie să le finalizăm. Avem vești bune, suntem în curs de obținerea ultimelor avize pentru grădinița 2. De săptămâna viitoare, sigur, copiii vor merge la grădiniță. Grădinița 2, grădinița un localizațiu. În ce zonă? În zona Gării. Zona Gării, da. Deci vor putea în sfârșit să meargă copiii la grădiniță. Exact. Eu sper chiar de luni și facem tot ce ține de noi pentru asta. Documentele au fost depuse, sunt în analiză, eu știu că toate lucrurile sunt la inspectoratul pentru situații de urgență. La ISU. Dacă situații de urgență, la nivel de urgență vor rezolva aceasta, sunt sigur. Știu fără, că deci și acolo sunt o echipă de profesioniști care își fac foarte bine treaba și am deplină încredere că această analiză va curge cu prioritate, pentru că este una dintre prioritățile orașului și... Bifăm 2. Așa. Când bifăm 5?
Cinciul cel mai probabil în martie, pentru că avem de realizat acolo niște blanșamente și avem un calendar cu zeci de activități care trebuie realizate. Unele sunt în curtea noastră și depind strict de primărie și sunt puse pe zile toate activitățile ce trebuie să se întâmple. Și dacă toate ar merge șnur, fără nicio oră de întârziere, fără nicio zi de întârziere, pe data de 15 martie ar trebui să avem documentația gata, cartea tehnică și școala pregătită pentru recepția la terminarea lucrărilor. De unde urmează timpul pentru obținerea vizelor, care iarăși sperăm noi să fie cât mai scurt. Există o cooperare în momentul ăsta acolo, adică vorbesc de faptul că o cooperare foarte eficientă între beneficiar, adică Primăria Piatra Neamț, constructor, proiectant, verificator, diriginte de șantier. Dincolo de asta s-a cerut cumva, băi, ăștia de la ISU, aruncați o privire, stăm bine, nu la stăm ce? Bine. La școala 5. Sigur că da. La că cei la construcții, sau mă rog, ca lucrurile să meargă mai repede la avizări. În general, lucrurile la avizări depind foarte mult de situația din teren. Noi la recepția finală, în general, inspectorii, cei care vin ca invitați din partea instituțiilor de control avizatoare, au deja reperele date pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, în sensul că știu deja, constructorul a mers deja pentru avizarea proiectului respectiv, au făcut niște vizite intermediare pentru a se cunoaște asta situația vreau la să fața vă locului. Asta mă interesează. La recepția, la școala numărul 2, la grădinița numărul 2, recepția a fost fără obiecțiuni. Și toată lumea a fost de față și toată lumea a consemnat calitatea lucrărilor și a circuitelor. Ok, asta era ideea. Dar dacă există uneori niște hârtii de făcut pentru a se obține avizele respective. Asta nu este neapărat astăzi în controlul nostru, pentru că depinde nu știu, instalații electrice care au fost modificate și proiectul respectiv a ajuns să fie la verificatorul de proiect sau ceva de genul. Am înțeles. Da. Bun. 8. Crezi că merg cu cifre. Da, nu că mai, mergem în, nici nu vă mai întreb altceva. La școala 8, cred că am primit zilele acestea o nouă situație de lucrări. Se merge, se lucrează. Nu e ritmul grozav. Încă nu am, nu știu, suntem undeva la 70-75% la școala 8. Deci, probabil că la școala 8 va prinde alegerile locale tot în deplasare. Eu sper că nu. Dar, din păcate, într-adevăr, mi-este greu să le promit ceva părinților și copiilor și profesorilor că vom reuși ca în martie sau aprilie să avem recepția la terminarea lucrărilor. Sunt unele lucruri care țin de controlul nostru, altele care depind de noroc, de șansă. Betonul pe conducta de apă nouă? Astăzi, mâine se fac ultimele cuplări, după care se poate închide apa pe fosta rețea, pe cea cu pierderi, pe vechea magistrală. Va ca trebui să nu mai curgă apa acolo. Exact. Va trebui un timp pentru drenarea apei respective și noi sperăm că de luni executantul, constructorul poate merge din nou să continue lucrările de compactare, pentru că încă apa băltind nu se poate realiza așa cum trebuie. Nici aici nu putem să dăm o dată când începe betonarea. Betonarea? Când se va compacta. Lucrurile, dacă merg în ordinea aceasta, astăzi, cel târziu mâine, se termină cuplările. Mai sunt de realizat două cuplări, una la BCR și una mai jos de chimie, dacă nu mă înșel. Din câte știu, cea de pe fermelor s-a efectuat deja. După ce efectuăm aceste două cuplări, se poate închide, facem notificare către societatea APASERV să închidă vanele care alimentează
fosta magistrală de apă. Toată alimentarea se va face exclusiv pe noua conductă. Din acel moment, durează câteva ore sau 2-3 zile până se drenează apa în mod normal, pentru ca acel compactor să poată trece și să nu mai existe acele infiltrații puternice de apă. Nu deranjează umiditatea până la un anumit punct. Dar în momentul în care este prea multă apă, nu se poate asigura gradul de compactare. Și vrem ca această lucrare să țină ani de zile. Ăsta este motivul pentru care tot vrem să ne asigurăm că toate lucrurile sunt bune. Nu vrem să acoperim un șanț și să ne trezim că peste 6 luni sau peste 2 ani lucrarea are probleme. Ne-am trezit cu o situație extrem de neplăcută pe Mihai Viteazu. Și știți prea bine, da. Acolo chiar nu s-a săpat, s-a mers cu subtraversare și tot a existat această problemă. Păi vrem să ne asigurăm acum și suflăm și în iaurt. De asta, puțină îngăduință este o chestie de câteva zile. Sunteți de acord? În martie vom avea întrebările betonul. Astea sunt firești? Sunt firești și eu trebuie să le explic oamenilor. De aceea de fiecare dată vă întreb ca să fie cât mai mulți oameni în cunoștință de cauză. Exact. Asta este problema. Pentru că știți cum e? Prima reacție este, băi, ce fac ăia acolo, constructorii, ce fac ăia, ce fac ăia? Asta e prima reacție. După care reacția următoare este, ce face primăria? Eu știu ce înseamnă. Sunt probabil cel mai criticat primar din istoria orașului. Nu mă plâng de asta, este o realitate, o constată toată lumea. Ești chiar așa. Nu am absolut nicio problemă cu acest lucru. Constat și eu că societatea este destul de radicalizată. Există două mari categorii de pietreni. Cei care văd lucrările și apreciază că există o dinamică, că se lucrează, că se întâmplă lucruri care nu s-au mai întâmplat vreodată în Piatra Neamț și că totul va duce către mai bine la final. Și există pietreni care conștientizează de asemenea că se întâmplă multe lucruri în oraș, că sunt multe șantiere, că se întâmplă lucruri care nu s-au mai întâmplat înainte, pentru că toată lumea știe că 10 ani nu au existat investiții în Piatra Neamț, ci au fost cel mult mici peticel și spoieli. Am schimbat această abordare. Nu mai există cârpeli, nu mai facem așa ceva, dar, într-adevăr, am întâmpinat tot felul de situații pe care n-am avut cum să le anticipăm. Lucrurile sunt însă astăzi într-o ordine. Conducta de apă este finalizată. Branșamentele sunt în curs Decebal până la Petrodava s-au realizat. La Petrodava avem o situație mai complicată acolo, dar cu inginerii, proiectanții și constructori am găsit niște soluții în așa fel încât să nu închidem circulația, pentru că se punea această problemă la un moment dat, să facem respectivele lucrări sub trafic în continuare. Probabil vor dura 2 săptămâni în zona respectivă, pentru că sunt niște rețele foarte complicate, dar martie avem pe Traian beton și poate chiar primul strat de asfalt, aprilie pe Decebal. Acesta este obiectivul pe care l-am discutat cu constructorul, l-am pus în vedere constructorului și constructorul mi-a spus că dacă lucrurile merg bine și nu avem alte impedimente pe care să le găsim și pe măsură ce am terminat cu șanțurile, nu prea mai avem lucruri să descoperim. În mod normal care să, să meargă mai repede. Exact. Pentru că acolo se pricepe. Constructorul asta și-a asumat trotuarele. Aceste termene. Trotuarele. La trotuare se lucrează intens, pe Traian în mod special. Am înțeles. Bun, deci cam asta e pe lucrările mari. Am uitat vreuna? Sunt zeci. Nu, noi eu vorbesc de alea să mari. Mergem cu o hartă. Eu am zis de alea mari, care spuneți-mi care este mai mică. Grădina Nicolau este mai mică, drumul de pe Cozva este mai mic. Puntea de la Ștrand este mai mică. E mai mică. Ca și e mai mică. Valoare financiară, nu investiția. Nu vreau să discut de valori financiare, că intrăm într-o discuție care... Din punctul meu de vedere, toate investițiile care se întâmplă astăzi în oraș sunt extrem de importante. Eu nu pot să zic că una este mai importantă decât alta. Sunt investiții mai valoroase sau mai puțin valoroase din punct de vedere al efortului financiar și investiții care generează beneficii mai mari sau mai mici, dar un loc de joacă. Este o investiție mică? Nu, este o investiție extrem de importantă pentru comunitatea de acolo. Și încă o dată o spun,
Chiar sunt mândru că Piatra Neamțului este campion la, din acest punct de vedere, pentru că batem până și Bucureștiul. În București, în 3 ani și jumătate, s-au realizat 11 locuri de joacă noi. În Piatra Neamț ajungem la 16. Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea ca doamna Firea să hotărască să nu mai candideze nici în orașul ei, cum i-a sugerat. Nu stă în firea mea să mă uit la ce fac alții. Așa? Să vină doamna Firea aici, zic, las că pot să fac și eu locuri de joacă în Piatra Neamț, ar fi, vă dați seama. Poate să vină și George Simion aici, n-am nicio problemă. Nicio problemă, și dacă vine absolut George Simion. Nicio problemă. Eu sunt împăcat cu ce fac eu și am mentalitatea acelui sportiv care consideră că victoria depinde doar de el însuși. Am înțeles. Și bun, echipa pe care o are alături, bineînțeles. Echipa este cel mai important lucru, pentru că degeaba un lider nu există fără echipă. Da, nu pot, tot timpul, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, mi-aduc aminte și nu pot, dar la final o să-l, după ce terminăm emisiunea, o să vă citesc, cu oameni buni, discursul caut în timpul emisiunii, discursul lui Farfuridi la tribună, în scena aceea fantastică, în care el vorbea despre stabilitate și despre Europa. Deci trebuie să-l găsesc. În timp ce vorbim, eu îl caut și îl găsesc pentru finalul emisiunii. Caragiale este senzațional. Revenim. De asta este, de asta este mare. Cel mai citit. Și de asta noi facem noi buz la Piatra Neamț. Nu, îi vom face. Îi facem? Este clar. Merită. Mandatul acesta, deși discuția am mai avut cu oamenii de cultură și în special cu principalul Adrian vector care a susținut acest proiect și l-a propagat, domnul Adrian Alui Gheorghe, este angajamentul pentru mandatul următor. Am înțeles. Bun. Este identificat și locul. Deci, semne bune anul are la nivelul ăsta. Acum, eu vreau să vă întreb ceva, chiar cu riscul de a ne supăra un pic noi așa. N-ar fi prima dată. Știu, dar nu contează. Cafea există, mai bem o cafea, ne mai... Domnul primar, poate greșesc eu, dar am auzit așa un zvon, cum că aveți niște proiectanți senzaționari care lucrează pe proiectele care țin de primărie. Avem tot felul de proiectanți. Deci, senzațional. Am înțeles că într-un loc undeva în Mărăței, unde este o centrală acum, a trebuit să construiască ceva pe ea. Nu știu ce, creșă, grădiniță. Nu, acolo a fost, da, știu. Sunt câteva proiecte care au avut chiar ghinion. O creșă nouă pe Progresului, unde am vrut să facem în locul unei vechi centrale termice. O centrală care nu a ia funcționat niciodată. Ia că n-am greșit. Nu ați greșit de... Dar nu, dumneavoastră chiar vă informați și știți să vă luați bine informații. Acum am întrebat, n-am zis că știu. Nu. Acolo este o situație extrem de neplăcută. Deci vorbim despre o centrală dezafectată, care n-a funcționat niciodată, care de 10 de ani este un pericol public, pentru că acolo nu se întâmplă decât să se adăpostească eventual persoane care nu au un alt acoperiș sau, nu știu, să fie o zonă de risc pentru copiii noștri. Ocupă pur și simplu terenul degeaba. Așa. Și am încercat să definim ce putem face acolo. Ne-am propus să facem o creșă, pentru că e unul dintre obiectivele principale ale acestui mandat, conștientizând că nu acoperim nici măcar un sfert din numărul cererilor pentru creșă, numărul locurilor de care dispunem astăzi, ne-am propus să facem 5 creșe. Astăzi avem 2 creșe în construcție, una modernizată, alta în curs de modernizare și aceasta era o altă creșă făcută exclusiv pe buget local. Am alocat toți banii. Am cumpărat de la Paserv o bucată din acea clădire pentru că nu puteam face proiectul pur și simplu. Cred că luni întregi ne-am chinuit să rezolvăm problemele ce au ținut de partea juridică.
După ce am făcut toate aceste lucruri, am obținut toate avizele, am descoperit acolo o serie de cabluri care efectiv sunt incompatibile cu obiectivul pe care ne l-am propus. Și ar însemna să facem niște mutări și niște relocări de utilități care cresc extraordinar de mult valoarea acestei investiții. Și acum trebuie să reconfigurăm. Am tot făcut analize cu proiectantul, cu constructorul, ce putem face acolo, că este clar toată această modificare. Profesor. Da. Fac și eu ca la școală. Cablurile alea nu le-a văzut nimeni? Sunt foarte multe situații în oraș, de rețele, de utilități, despre care aflăm în momentul în care ne punem să săpăm. Așa era situația și acolo. Deci eu, din câte am înțeles, că am sunat și eu un pic la cei cu cabluri, acolo nu este niște cabluri, acolo este un transformator. Un transformator care, din câte, nu mă pricep, recunosc, eu sunt de istorie, dumneavoastră de istorie și, așa, și franceză, transformatorul ăla trebuie să existe într-un nomenclator. Iar proiectantul, când nu-și face doctoratul, când nu-și face doctoratul și se ocupă de proiecte, ar fi trebuit, dacă ar fi venit puțin acolo. Și am fost acolo foarte supărat, pentru că și mie, până la un punct, pot înțelege scăpările astea, dar de la un punct mi se pare că nu s-a făcut documentare suficientă. Și asta este deranjant, pentru că asta am investit bani și asta mai ales timp. Vă spun că cumpără de la APASER acest proiect. Cumpără de la APASER, fă proiecte, plătește, studii, cutare, aia. Și la urmă îți pune cu nonșalanță și cu ochii umezi, așa? Știți, dar acolo este un centru de transformare important. Nu, aia s-a știut, doar că au apărut mult mai multe situații de rețele care trebuie, o conductă de gaz care trebuie mutată de acolo, tot felul de cabluri. Și având în vedere situația și costurile la care riscăm să ajungem cu acest proiect, acum evaluăm ce este mai bine să facem cu această clădire. Unde s-a ajuns? Clădirea a fost demolată toată partea, așa, a fost menținută doar structura de rezistență pe care urma să se clădească pereții și... Da, să continue grădinița. Acum analizăm să vedem ce facem mai departe. Dacă schimbăm natura obiectivului, să facem un, nu știu, centru social sau ceva acolo, sau să mergem pe locuri de parcare spații de joacă. Extinderea spațiului de joacă pentru copii. Eu aș face un centru pentru învățământ dual acolo, să iau, să recalific proiectanți, funcționari care răspund de partea tehnică, un învățământ dual și să facă și practic acolo. Găsiți două chestii pe care nu le izolați și din când în când să pună degetele acolo, știți? Da, îi umeziți un pic pe degete. Adică, domnul primar, aici este marea problemă a oricărui primar și mai ales a celor care vor să o facă. Spuneți ca și cum acum e prima dată când se întâmplă. Păi nu, dar eu vreau tot timpul să vorbim. Da, vorbim, deci, după cum vedeți. Oricărui primar care vrea să facă, ăla care nu vrea să facă, vă doare pix. Să nu bălănesc om. M-am implicat cu toată conștiincezitatea să rezolvăm toate aceste probleme. Până la un punct pot pune întrebările ajutătoare, dar eu nu sunt inginer, constructor sau proiectant sau așa ca să... Eu știu. De la un punct mă bazez și pe priceperea oamenilor. Acolo unde nu se poate, nici Dumnezeu nu cere ce să facă primarul. Am înțeles. Dar eu am vrut să discutăm și lucrul ăsta. De ce? Puteam să fac și o cerere de informații la primărie, să primesc un răspuns, dar vreau ca lumea să înțeleagă că apar niște chestiuni când vrei să faci câte un proiect, de te lovește în moalele capului, deranjant nu este că apar. Și că nu le anticipează nimeni. Deranjant este că nimeni dintre cei care sunt implicați în chestia asta și care au îndatorirea de a vedea și acele au obligația lucruri, de a face acele lucruri. Asta este marea problemă care este deranjantă pentru toată lumea,
Nu mai vorbesc de dumneavoastră. Credeți că pe mine nu mă deranjează? Deci eu nu vorbesc de dumneavoastră acum, că dacă era... Nu e una. Asta este una dintre, să zicem, dintre... Mai aveți? Asta este unul dintre aspectele nevăzute. Păi da? Asta eu zic, de alea nevăzute, da. Exact. Mai aveți și altele? Eu sunt invitatul meu. Sunt foarte multe. Putem sta... Da, mi-e teamă că eu sunt în campanie și am foarte multe lucruri de făcut în continuare. Poate luăm și câteva întrebări. Dar dacă aveți vreun meeting comun pentru europarlamentare, spuneți-mi că sun eu. Să vină și partenerii, să nu faceți singur. O să existe oportunități de asta, sunt convins, dar eu să-mi văd de campania pentru locale. Și acolo unde pot să susțin un vot pro-european este mesajul pe care îl voi lansa tuturor pietrenilor, pentru că trebuie să fim asumați, să avem o destinație și o decizie asumată. Și cred că pietrenii au inteligența și inspirația de a decide pro-european. Ieri întâmplarea a făcut că a venit întâmplarea. Ieri întâmplarea a făcut să discut cu domnul Cuc, care a venit la emisiune, despre un proiect pe care el l-a lansat în campanie și la vremea aceea eu am spus că era un proiect interesant. Cel numit Centura Municipiului Piatra Neamț. Mai aveți vreo veste despre Centura Municipiului Piatra Neamț dinspre... Dar de la Consiliul Județean, care este entitate implicată... Nu, eu întreba dacă dumneavoastră aveți vreo veste. Dacă v-au chemat să discutați ceva. Foarte. Niciodată. Știți prea bine. Eu nu vorbesc acum de... Nu ne-au chemat vreodată să discutăm despre Spitalul Județean. Piatra Neamț, Bacău. Sau despre rețelele de apă, dar... Am chemat noi, pentru că suntem direct interesați și după această experiență cu magistrala de apă, știm ce trebuie făcut, de la A la Z. Au fost foarte multe lecții pe care le-am tras în fiecare zi de implementare a acestui proiect. E un proiect extrem de complicat, dar e un proiect de care orașul are nevoie vitală. Absolut. Trebuie schimbate toate, da. Și avem, știm, următoarele 10 străzi pe care vrem să facem investiții similare ca pe Mihai Viteazu, Dimitrie Leonida, Traian și Decebal. Și vom solicita, e un parteneriat cu Consiliul Județean, am solicitat deja, fie să ne predea rețelele respective pentru a putea face noi investiția, pentru că în momentul de față noi nu putem face o reabilitare. Am făcut un compromis fantastic să găsim soluția pentru o rețea nouă de apă pentru a putea executa acest proiect. Prin urmare, prioritățile următorului mandat sunt, bineînțeles, infrastructura educațională, pentru că rămânem cu aproape jumătate din școli care rămân cu nevoile de modernizare. Într-un mandat în care am pus la punct aproape jumătate din clădirile, din corpurile de clădire destinate educației. Și voi reuși să dotez toate clasele din municipiul Piatra Neamț cu mobilier modern, care cu echipamente. Suntem, nu știu, la 99% realizare a caietului documentației pentru licitație. Licitația după aceea. Ca și orizont, ca și perspectivă, ar trebui ca 30 iunie să avem primele livrări de mobilier și până la 30 septembrie să avem totul. Asta ar fi extraordinar pentru școli. Pentru că, într-adevăr, se simte nevoia. Este, cred că, cel mai valoros proiect și este o muncă colosală în spate, dar este de departe cel mai valoros proiect pentru viitorul orașului din ultimii 30 de ani încoace. Să ai totul pus la punct pentru noile generații de elevi și pentru un act educațional de calitate, tot ce ține de bază materială, este un progres uriaș. Adică asigurăm nevoile pentru viitoarele generații, pentru ca tinerii de astăzi să simtă că orașul a făcut ceva pentru ei. Pentru că este extrem de dureroasă memoria acelei discuții pe care am avut-o cu un tânăr în plină campanie din septembrie 2020, un tânăr care mi-a zis că el pleacă în oraș, nu vine nici la alegeri, că nu-i pasă, pentru că orașul nu i-a oferit nimic.
Și chiar nu aveam ce să-i spun, să îl contest, să-i vin cu suficiente argumente. Pentru că, stând și analizând la rece, care sunt rădăcinile pe care comunitatea, pe care orașul i le-a oferit acelui tânăr. Pentru că la locuri de joacă eram praf și încă mai avem foarte multe lucruri de rezolvat. La zone de agrement, care erau acelea? Pe Cozla, în ștrandul municipal, știm prea bine ce se întâmplă. Avem proiecte. Surpriza mea, pentru că vin din probabil sectorul cel mai dinamic de activitate, din sectorul ONG, unde astăzi popui o idee și mâine cu sute de voluntari te apuci de ea. În sectorul privat lucrurile se mișcă foarte rapid. Azi iei decizia și a doua zi te apuci de treabă. În administrație durează extrem de mult, pentru că legislația vine cu niște impedimente, cu un proces de încetinire, tocmai pentru a nu exista abuzuri. Înțeleg aceste mecanisme, le înțeleg rolul, dar, nu știu, trebuie să facem ceva, trebuie să menținem măcar acest ritm. Astăzi, Piatra Neamțul se dezvoltă într-un ritm apăsat, într-un ritm constant. Nu mai avem voie să ridicăm piciorul de pe accelerație. Da, important este să stăm cu piciorul pe accelerație, dar să și... Sigur. Adică... Bineînțeles. Bine, nu mai vorbesc că trebuie să respectăm și indicațiile vedeți, rutiere. Toate acestea sunt elemente, indicațiile rutiere, da, indicatoarele și semafoarele. Tocmai legislația. Dar nu, că îmi place. E o metaforă foarte frumoasă. De asta sunt cu accelerația. Da. Eu sunt cu frâna. Adică compensăm cumva. Da. Domnul primar, ce mai se întâmplă cu uriașii domnului viceprimar? Domnului viceprimar Irimia, ca să nu ne trezim că iarăși mă acuză domnule Hăduș că i-am pus ceva în sarcini. Deci, nu în cafea. Este un proiect foarte creativ în care am crezut. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Este extrem de creativ. Avem nevoie de inovație și avem nevoie de proiecte asumate și îndrăznețe, domnul Bălănescu. Fără a avea curajul să începem proiecte noi, nu facem niciun pas înainte. Și câtă vreme acest proiect reușește să pună o amprentă și să valorifice niște lucruri locale care să pună, să aducă ceva interes la Piatra Neam și să facă din telegondolă un instrument de deplasare către ceva, pentru că astăzi ne duce doar către un loc de unde putem admira cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Dar unde este aportul nostru, al oamenilor, al pietrenilor? Ce este sus acolo? Acest proiect este unul foarte îndrăzneț și eu cred cu tărie în el. De asta l-am și susținut de la bun început, fără nicio rezervă. Se lucrează la Uriaș. Cred că domnul viceprimar Irimia și-a prezentat zilele acestea stadiul pregătirilor. Undeva prin mai probabil vor începe amplasările în teren. Cine lucrează la Uriaș? Sunt și eu. Este curios. O societate bine cunoscută dumneavoastră, din câte știu. Din Oradea? Nu. Nu. E Lemarul, din câte știu. Eu cred că nu greșesc. Ei fac Uriașii? Da. Eu așa știu. O să sunăm. Dacă este greșită informația, asta e posibil să mai... O să vă dau la sfârșitul anului un premiu pentru sintagma proiect creativ. Nu o să uit. Așa, de ce la sfârșitul anului? Păi atunci dăm premii. O să dăm niște premii. La sfârșitul anului dați premii. A, așa. Și mă gândeam așa, proiect creativ. Eu aș face din întreaga primărie un proiect creativ. Adică și un premiu dacă reușiți asta. Pe ușa aș scrie. De exemplu, m-aș inspira de la domnul Arsene, care a zis să promoveze pe Ion Creangă. Eu pot să mă inspir din clasici, adică am voie. Preclasici, clasici, romantici. Aveți, am de gând să merg și în Italia, adică de ce nu? Așa.
Deci de la el, el a zis să-l promoveze pe Creangă. Eu m-aș gândi să promovăm, dacă tot domnul Ieremia merge cu păsările, lăs lungilă și cu flămânzilă, setilă și cine ar mai fi, să prezentăm toate personajele din bazmele românești. Și în loc să scrie pe ușa de la primărie viceprimar, să scriem acolo, nu știu, doamne, ce, am uitat că mai sunt tot felul de personaje din astea lucrative în bazmele românești. Sau, între altele, la proiecte europene să spunem Ileana Cosânzeana, la ăia de la Audi să spunem Biroul Zmeului și alte chestii. Ar fi foarte interesant, sâmbătă și duminică am putea face chiar și tururi cu elevii, să le aducem aminte din bazmele românești. Da, vă rog. Da, e un proiect îndrăznesc și al dumneavoastră. Da. E al meu, vă dați seama. Da, acum, sincer, dacă ar fi vorba de proiecte îndrăznețe, eu aș face un proiect la modul foarte serios acum. Aș găsi o soluție să investesc în clădirea de sus de la Telegondolă. Bineînțeles. Și acolo aș face birourile, dacă... aș face birourile... Eu mai aștept încă puțin. Și dacă nu... M-ați lăsat să termin. Aș face birourile primăriei. Acolo. Am găsit o utilitate la telegondolă, să se urce toată lumea dimineața. Am găsit, nu, Maria, vorbesc foarte serios. Să fie la îndemâna oamenilor. Păi, nu putem pune oamenii să vină cu telegondola, să, nu, e un proiect îndrăzneț, puteți nu candida restul, cu el din punctul ăla, de vedere. Vreți să candidez? Deci, de Simion nu vă este frică, de mine nu vă este frică. Bine, domnul primar. Nu o luați așa ca pe o aroganță din partea mea. Este un proiect cu care vă sugerez Nu se știe niciodată, adică... Da. În ceea ce privește ideea despre recompartimentarea primăriei, mi se pare una destul de îndrăzneață. Îmi pare rău că am apucat deja să facem proiectul tehnic de modernizare. La birou cu relații cu publicul. Putem să scriem acolo povești... O să încercăm o dispoziție de șantier. Mi se pare interesant, cel puțin. Așa, eu vin voluntar. Nu mai chemăm biroul Camera 20. Da. Aia de la comunicare, curios ce personaj de bază li s-ar, li s-ar potrivi. Nu știu, spânul, nu știu. Așa e presa sau cum? Așa e presa, spânul. Ăla rău și urât. Ăla rău și urât. Da, domnul primar, acum lăsând gluma la o parte, mai este un minut, mai sunt un minut, două de discuție. Aș vrea să introducem în discuțiile noastre săptămânale, să obi săptămânale, o chestiune. Ce se întâmplă până joia viitoare? Ce proiecte aveți? Ce agenda aveți? Luni. Ca de obicei, vom avea întâlniri cu toți constructorii. Le cer activitățile pe care le-au de făcut până vinerea viitoare, să știu pe zile, pe ore, ce au de făcut. Și în fiecare zi trimit oameni să verifice ce se întâmplă și cel puțin o dată vei merge și eu personal să verific. Nu îmi plac niște lucruri, le-am transmis prin adrese, pentru că până acum le-am transmis în general verbal, prin nu știu, colegii din aparatul de specialitate. Nu mai merge, ne acoperim și de hârtii și dacă până acum 3-4 luni am fost băiatul bun și înțelegător cu toată lumea și ascultam orice problemă aveau, îi primam, îi ascultam și căutam o soluție, de atunci mi-am dat seama că tocmai cei cu care mi-am pierdut cel mai mult timp sunt de acord cu dumneavoastră. Și-au bătut joc de toate înțelegerile și de toate compromisurile pe care le-am făcut. Ei, băiatul bun și înțelegător nu va mai fi decât cu cei care, care merg. Care își respectă exact cuvântul. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Știu că perioada asta a picat, emisiunea a picat rău ca perioada așa, după... Nu, a picat bine. După... A picat joia ca de fiecare dată. Corect, dar ăia nu și-au ținut ședința. Da, ei au picat. Așa, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Între timp, colegii mi-au trimis fragmentul respectiv. Așa. Nu am eu talentul domnilor care au jucat acest rol, dar nu vreau să vă includ pe dumneavoastră aici. Ați terminat emisiunea, puteți asista. Ce spunea Farfuridi emoționat de la
tribuna. Atunci, iacă ce zic eu și împreună cu mine, trebuie să zic asemenea toți cei care nu vor să cază în extremitate. Extremisme. Adică vreau să zic da, ca să fie moderați. Adică la centru. Adică nu exagerațiuni într-o chestiune politică și care, de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât aici vine ocazia să întrebăm pentru ce? Da, pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, dacă lovesc societatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor și idei subversive, extremism. Și mă înțelegi, mai în sfârșit, pentru care în orice ocaziune solemne a dat probe de tact. Vreau să zic într-o privință, poporul, națiunea, România, țara, în sfârșit, cu bun simț, pentru că Europa, cu un moment mai înainte să vie și să recunoască, de la care putem zice de pandă, se încurcă și asudă mai tare. Precum dați-mi voie, precum la 21, dați-mi voie la pași 8, la 34, la 54, la 64, la 74 și asemenea la 84, 94, 2012, 2016, etc. Întrucât ne privește, pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor noastre, de gintă latină însă. Cred că la prima lectură a ieșit destul de bine. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Europa, extremism, exemplu, ginta latină, România. Nimic nu s-a schimbat. Citiți-l pe Caragiale, citiți-l și pe Eminescu, dacă mai citește cineva în această țărișoară. Caragiale este tot timpul autentic și valabil. Și e aproape îngrijorător că de fiecare dată când citești textul ăla, pare să parodieze și realitatea din asta este marea noastră problemă, de asta l-am și citit, nu de altceva. Dar nu vreau să lăsăm oamenii să creadă doar că această acuzație a extremismului e o himeră, ea nu există de fapt. Eu n-am spus asta. Trebuie să vedem dacă în spatele chiar acelor oameni extremiști există niște valori în spate. Pentru că la un moment dat, țara asta, avea niște extremiști care chiar meritau ascultați. Și ne aducem aminte de Corneliu Vadim Tudor. Oricât de extremist și de colorate și de stridente erau ideile lui, omul acela avea tot timpul niște argumente și avea niște repere în istorie pe care le aducea în discuție și o cultură care îl făcea că atunci când vorbea, ceilalți să asculte și să-i respecte opinia. Astăzi nici măcar asta nu mai înseamnă extremismul și asta este dureros, doamnă Bălănescu. De acord cu dumneavoastră, dar Vadim Tudor, cât a trăit, a putut să se exprime. A ajuns în postura de a se bate pentru președinția României și atunci s-a pus problema, domne, hai să alegem răul cel mai mic. Știu. A fost primul meu vot. Hai să alegem atunci răul cel mai mic. Acum, chiar și numai pentru faptul că era un om cu o vastă cultură, deci cu o vastă, eu nu discut de restul lucrurilor, m-am exprimat eu de destule ori despre restul lucrurilor, parcă mi-ar fi convenit măcar 6 luni de zile să văd un om care să poată exprima dintr-o funcție în care să nu poată fi, cum să spun eu, făcut albie de porci de fiecare dată. Dar asta este o altă poveste, deci n-o discutăm. Revenind la ce avem acum, eu doresc succes
coaliției ca să ne scoată din bunăstarea pe care o avem acum, pentru că așa am înțeles, trăim în bunăstare și stabilitate. Nu știu cine a zis asta de bunăstare. Am văzut eu ieri, nu. Da. Deci eu trăim în bunăstare și stabilitate și să ne scoată din starea de bunăstare, să ne ducă la starea de suprabunăstare. Nu, doresc... să nu exagerăm. Dacă nu, da, nu. Eu doresc, dar din tot sufletul și fără să glumesc, doresc ca această coaliție să-și facă treaba, să facă treburile bune pentru români. Cum o să facă este fix problema lor, pentru că oricum ar fi în momentul acesta, cum se spune la casino, les jeux sont faits. Știți? Jocurile sunt făcute. Jocurile le fac alegătorii. Partidele acum sunt pe o scenă și alegătorii să privească cu atenție și să aibă acea capacitate analitică pe care ați arătat-o și dumneavoastră. Orice partid are puncte slabe care merită criticate și merită corectate de alegător. Corect. Și de, da? Partid. Cu cât reușim să fim mai atenți și vigilenți în această perioadă, reușim să punctăm acele aspecte negative, să le corectăm, să le retușăm și să recunoaștem, să admitem acele puncte tari, că le avem. Noi românii de multe ori avem, facem greșeala, că atunci când ne uităm în oglindă, să vedem, bă, dar stai că poate nu sunt chiar atât de... ne pierdem încrederea când... și vedem lucrurile de reparat. Trebuie să avem un echilibru. Mă duceți iar la bazme. Oglindă, oglinjoară. Bine. Cine e? Eu o să fug, că uitați. Cine e cea mai comasată din țară? Vă mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Îmi cer scuze pentru divagațiile mele, dar asta a fost ziua de astăzi. Nu se poate. Mâine o să, dacă, să vedem. Mâine o să încerc să discutăm sondajul pe baza căruia domnul Tudose ne-a spus că 60% din români își doresc comasate, dar nu își doresc comasate decât la europarlamentare. În rest, nu vor să se comaseze, deși din sondajul ăla nu rezultă aia. Da, mâine dimineață, ca să nu mai fim în studio, cum să zic eu, să am oponent, să pot eu vorbi ce vreau. Bună ziua, bună dimineața, la revedere, cele bune tuturor! O zi frumoasă tuturor!